Uite, ouăle. Uite, deci, uite, și tu ce s-a întâmplat cu grădina. Deci, vine o ploaie. Adevărat, deci, bă, să vă zic. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou video. Da, prieteni, astăzi, da, este un video mai ciudat puțin, pentru că nu sunteți obișnuit cu vremea asta. Eu încercam să filmez tot timpul pe vreme faină, dar nu mai pot. Pentru că nu mai e vremea faină de câteva... de vreo o săptămână și un pic, două. Acum câteva zile a plouat în Baia Mare, nu aici în Coltău, aici în Coltău, bine, și aici, dar nu așa mult. A plouat cu gheață, prietena, cu gheață, gen un bulgare, cam atâta. Și da, s-au întâmplat foarte multe prăpăduri. Da, acum n-avem ce să facem. Și aici a plouat tot așa, dar nu s-a întâmplat nimic la casă, casa e ok. Dar e dita mai nămolul pe aici și foarte, foarte urât oricum, prieteni, eu nu... Nu știu, să-mi scrieți în comentarii dacă și la voi a fost ultima săptămână așa vreme urâtă și foarte nașpa. Da. Asta e un videoclip cu găinușe, stați puțin tel. Așa. Asta e un videoclip cu găinușe, nu le-ați mai văzut de mult. Așa că am zis că haide să filmez. Da, știu, puii nu sunt încadrați la găinușe, dar cineva mi-a zis să arăt puțin bibilicile. Bibilicile mari, uitați, stați să vedeți. Acelea sunt. Una a murit, prieteni, din păcate. N-am mai avut timp când să vă zic. Aceea din episodul anterior de aventuri cu puișorii, care era mai... era ceva rău cu ea. Da, pare rău. Rățoiul. Bineînțeles, rața face ouă aici. Am vrut să punem puii aia mari, am pus. Da, a plouat și s-a udat. Va trebui să facem câteva modificări. În fine. Acest cocoș, vulturaș și acea găină. Dar hai vreau puțin și cloșca. Știu că noi am venit cu puișorii, dar prieteni, trebuie să vă arăt și asta. Pur și simplu, nu știu, simt eu că e nevoie. Uiteați ce frumoasă este cu puiuții ei, mititei. Uite. Acolo s-au băgat în apă mititei ăștia. Hai să vedeți și restul. Aici a sus această găină de mii de flori. Bineînțeles, acești cocoși și puiuții, prieteni. Aoleu, m-am urmărit. Ai de capul meu. Bun, haideți să vi arăt. Vedeți aici un pui. Frumoșel, da? Nu bagă lentila. Puiuți. Da. Hai acum să vi arăt. În episodul de aventuri cu puișorii nu mi-am putut arăta, dar acum pot. Uitați. Hai cu focusul. Sunt doi pui de bibilică acolo, după cum îi vedeți. O să vedeți mai bine în aventuri cu puișorii, probabil afară. Sper să prind vreme frumoasă. Dar ia până atunci să... Să o lăsăm noi mai în spate puțin, așa. Să o punem aici, cumva. Stați puțin. La tripiedul. A, ok, gata. S-a dereglat ceva și s-a... Da, s-a murdărit puțin tripiedul, nu contează. Deci, vedeți și voi. Da, o să o mutăm asta mai în sus. Așa. Bun, prieteni, haideți să... mai vedem ce se mai întâmplă. Acest cocoș și... găina lui care a plecat. Mai știu unde a plecat. Pe acolo, pe undeva. Iepurilău. Pentru că știu că mulți vreți să-i vedeți. Așa că de ce nu? Și ei fac parte din familie. Haide, haide, gogolașule. Gogolaș mititel. O, se aude foarte, foarte mare gălăgie. Ia să-i putem pâinea. Se aude foarte mare gălăgie pe aici, că na. Pui piuie și la ea va trebui să le dau acum de mâncare. Ia să-i vedeți. Da. Ce să mă mai arăt? Iepurașul ăsta, hai. Hai, mă. Hai, mă, la filmat. Nu, afară, mă. Mai nebunule, stai acolo. Stai acolo, nebunule. Cocoșul acesta care îl vând, în caz că doriți și sunteți din apropiere și vreți să veniți după el. Stați puțin. Uitați-l. Acolo, după cum vedeți. Da. Am câteva noutăți, mi se pare că acel videoclip nu l-am mai postat, așa că o să vă arăt în acest video noutățile. Sunt doar câteva, nu sunt multe. Rața a făcut ou, parcă v-am zis în episodul de aventuri cu puișorii, chestiile astea, nu mai știu exact, dar o să mai zic încă o dată. Mai avem doar un cocoș de cochin, dar ce se tot băteau, deci ia apă rău, prieteni, a venit de acolo, vedeți, exact de acolo, să vă arăt. De acolo e o crăpătură și intră, dar o să acoperim. Dar momentan nu putem pentru că plouă foarte mult. Ia să
Vedem prepelița, dacă o pot. Ia uite, a făcut un ou. Cum vedeți acolo, ouul și prepelița. Deci cum am zis, cocoșul de conchin l-am dat. Acolo e găina, este acolo cu mâncarea. Haide să închidem asta. Ce să mai arăt? Pe aici, cuibarele. Da, cred că astea le-ați văzut. Cred că vi le-am arătat în episoade. Nu mai știu, că n-am mai filmat de mult timp, dar acum o să pot filma mai mult, pentru că este și sfârșitul școlii. Vine vacanța, prieteni. Videoclipuri foarte faine în vacanță. Da, uite aici, găinușa de mii de flori. Ce țanțoșă e ea. Și cocoșul, bineînțeles, sunt mai bătrâni. Asta e cloșcă, deci e cloșcă. E cloșcă, dar e o cloșcă foarte ciudată. Adică stă când are ea chef și da, e dubioasă rău. Uitați-o și pe Dona, o să mă duc mai încet ca să se stabilizeze cât de cât. Pentru că da, stabilizare neme. Și cu trepiedul acesta nu prea îi dă din coadă. Ia uite, ce faci, fetița? Se întinde aici. O vedeți? Cum dă din coadă? Se întinde aici. Acolo are mâncare, apă, stai să vă arăt. Apă în chestia aia, acolo mâncare din belșug, acolo supă încălzită și dată. Și acolo nu știu ce, cred că va trebui să îl golim acela. Dar da, aceasta este Dona. Tam ta tam ta ta tam ta tam ta tam 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 tam. Bum. Puicanii cu cealaltă cloșcă. Puicănuțele, că sunt două găinuși din câte știu eu. Acum nu vi le pot arăta tare bine, că e această bandă scoci, prieteni, da. Acum, dacă nu știu dacă se vede ceva. Da, hai să vedem, să vă arăt cealalt pui. E mai încolo puțin. Ia, ăla, de acolo. Nu vedeți? Nu prea vine, uite acolo. Ăla e mai mare puțin. Oh, stai să închidem asta mai mult. Că nu tare îmi place mie cum e închisă. Ok, gata. Ce să mai zic, e că am distrus totul pe aici, la cât de urâte ploi au fost. Nu, ok. Uitați, deci nu mă uitați-vă, prieteni, cât de urât a fost. Adică, să fim și noi serioși. Uite ce e aici. Uită-te și tu ce e aici, bă. Ce e aici? E apă. E apă, deci. Uitați până unde am băgat mâna. E ceva, e. E ceva, bă, e. Și mai... Oh, s-a dus microfonul. S-a dus, am avut și microfon. Îl pun mai în sus. Sper să se aud ok, că e a doua filmare cu microfonul. Și pe aici... Bineînțeles, tatăl meu a cosit, că e puțin mai mică, dar n-a prea putut din cauza apei, dar cât de cât. Da. Aici pot să duc rațele, fac o baie, da, mă. Deci e totul foarte dubios. OLED la incubator, a ieșit doar un pui, din păcate o să fac un videoclip special despre acest an legat de incubație, așa că fii geană pe canal, că cred că o să-l postez înainte, cred că o să-l filmez, nu știu, mâine, că mâine e vineri. Deci nu mă uitați, prieteni, cât de urât e și aici, deci iarba toată e căzută, deci e toată căzută, ești prost? Doamne, prește! Această roabă, m-am chinuit foarte mult să o spăl bine, acum e mai curată, că a spălat-o și ploaia, vă dați seama? Asta e bicicleta, acum vă fac turul curții, deci turul curții cu Ionuț, the best! Bun, aici e o vie foarte, foarte frumoasă, a crescut destul de mare, mie îmi place foarte mult, se va face așa, și va coborâ. Dona și o vrabie, uite vrabia, uite vrabia, uite. Ia să vă arăt. Ia să vă arăt vrabia, bă. De aia că o speriem, dar stați să, o să vorbim mai încet ca să nu o speriu. Deci uitați în acțiune, bă, uitați în acțiune. O, a zburat. N-am mai prins-o. Nu se vede bine cu zoom deloc. Dona e aici, n-are treabă. Uite frumusețea de ea. O să-mi sară în cap. Apropo de cap, m-am tuns adevărat. O să vă... Deci da, bă, în sfârșit m-am tuns. Probabil unii ziceți că arăt ca naiba, dar nici mie nu mi-a plăcut. Uitați-vă și voi. Nu știu dacă se observă ceva, că nu se vede. Se vede, vă dați seama, dar ce mai prost. O să pun aici trepiedul și cred că continuăm așa filmarea. Deci cam așa. Acolo e Dona, după cum vedeți, e în spate acolo. Asta poate fi un Q&A, așa că, da. De ce n-ai mai postat? Pentru că
Am avut cu școala și ETK-uri, teză și toate chestiile astea și n-am avut. De ce te-ai tuns? Pentru că... O să vorbesc singura. Cred că cam asta a fost videoclipul. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Bine, înțeles. Știu că nu mă încadrez foarte bine pentru că, da, n-am mâna atât de lungă încât să-ți intre piedul ăsta și să se vadă și bine și să-mi iasă și capul ăsta în evidență, dar vreau doar să vă zic să nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Ce să mai zic? Stai. Să vă abonați. Bine, am mai zis chestia asta odată. Da, bine, stai. Deci, da, bă, ceva de genul. Hai să pun ăsta aici, adevărat. Uite o cioară acolo. Wow, mi-a stricat. Bun. Deci cam asta a fost videoclipul. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați să scrieți în comentarii hashtag. Hashtag gheață. Hashtag gheață. Vă aștept cu un comentariu, vă aștept cu un like, vă aștept și data viitoare la mine pe canal. Mulțumesc mult că v-ați uitat la acest videoclip foarte lung despre găini și Dona. Și cam asta a fost. Ne auzim data viitoare. Probabil stai când îl postez, da? Azi joi. Probabil îl postez vineri sau sâmbătă. Deci probabil duminică sau luni. Așa că ăsta a fost videoclipul. Numai bine tuturor, pe curând. M-am trezit pe terasă, bag un fresh că e groasă. Am uitat cum e pe acasă. Profit de viață că-i frumoasă. Am prea mult soft, te tripezi, aoleu.